Jandarmeria română sărbătorește 173 de ani de la înființare. În acest sens a fost organizată o expoziție de Inspectoratul de Jandarm Județean Suceava și Școala Militară de Subofițeri Jandarm pentru Rareș-Fălticeni, unde sucevenii au avut ocazia să cunoască activitatea jandarmeriei prin intermediul mai multor ateliere. Jandarmeria română, Jandarmeria Suceava, sărbătorește 173 de ani de la înființarea armei noastre. Le mulțumim tuturor celor care au venit și ne-au vizitat standurile noastre. Am avut o expoziție de tehnică și materiale din dotare. De asemenea, un mic exercițiu cu câinii de serviciu, cu animalele de serviciu din dotarea Jandarmeriei Române. Cu prilejul împlinirea 173 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarm Județean Suceava și Școala Militară de Subofițeri Jandarmi pentru Rareș-Fălticeni au ales să sărbătorească acest eveniment alături de suceveni. În cadrul expoziției organizate astăzi, sucevenii vor descoperi autospecialele folosite în activitatea zilnică, materialele din dotarea structurilor de jandarmi montane și ale structurilor de intervenție, dar și armamentul. De asemenea, colegii din cadrul Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi pentru Rareș-Fălticeni le vor prezenta tinerilor care doresc să urmeze o carieră militară în cadrul Jandarmeriei Române informații cu privire la oferta educațională, examenul de admitere, dar și perioada de școlarizare. De asemenea, vor fi prezenți și camarații noștri necuvântători care își vor etala abilitățile în cadrul unui exercițiu de dresaj canin. În cadrul expoziției au fost prezentate autospecialele, armamentul și materialele din dotarea structurilor montane de jandarmi și de intervenție, oferta educațională a Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi pentru Rareș-Fălticeni. Totodată, au fost prezentate informații despre examenul de admitere și perioada de școlarizare. În centrul atenției au fost ca întotdeauna câinii care și-au etalat abilitățile prin intermediul unui exercițiu de dresaj. Shut up.